Astăzi vreau să vă prezint o mașină care eu consider că este cea mai bună achiziție pe care poți să o faci pentru familia ta sau pentru tine. Îmi place destul de mult Hyundai pentru că îți oferă multe dotări la bani puțini. O Hyundai Elantra nouă, momentan sincer, am văzut că au scos-o de pe site pentru că probabil pregătesc următorul model. A fost anunțat, l-am văzut, arată foarte bine, foarte modern, foarte futurist, multe dotări, mult mai plăcut decât versiunile anterioare. Și de asta acum nu o să găsiți pe site la Hyundai varianta Elantra. Însă, la Elantra, modelul anterior, puteai să te-o cumperi de la vreo 13.000 de euro preț de pornire până la vreo 18.000 cutie automată și ceva dotări. Nouă. Dar, la mâna a doua, un Hyundai Elantra din varianta 2010-11 îmi spreau foarte urât. Era destul de urâtă și mică și roțile erau mici și era hidoasă, literalmente. Adică exact asta la care mă uit acum. 7700 de euro negociabil 2014, orice test, toată din România. Asta e avantajul. De obicei mașinile astea nu prea au fost vândute în multe țări. Dacă vă uitați pe mobile, nu prea există Hyundai Elantra. Ele au fost vândute multe în România și dacă vă luați un model de pe OLX, sunt șanse foarte mari să fie cumpărată de 9 din România de la reprezentanță. Adică să ai full istoric, îl poți vedea cu ușurință și la rar și pe car vertical. Poate are și o bază de date, poate mergi la Hyundai, dai seria, ți-o verifică în baza lor de date. Sunt șanse destul de mari să vezi istoricul acestei mașini. Bine, asta la care mă uit acum nu-mi place. Adică interiorul, hai să zicem că e așa, așa, așa. Dar pe exterior mi se pare oribilă. E oribilă, adică eu nu mi-aș cumpăra așa ceva. Nu știu, sunt subiectiv acum, dar e destul de urâtă. Însă, modelul acesta, ia uitați. Vehicul provenit în România, unui proprietar, exact ce spuneam, seria de caroserie care poate fi verificată, are 87.000 de kilometri, motor de 1.6, fabricat în 2017, arată altfel asta, arată mult mai elegant. Displayul acela este destul de mic, dar este mult, mult mai elegantă ea ca mașină. Asta cred că e diesel, de fapt. De ce asta? Diesel? E diesel, da, e și variantă diesel. Da, pentru cine iubește dieselul. L-am văzut și pe benzină, asta e tot diesel, 133.000 de kilometri. Dar arată foarte bine. Văzusem pe aici ceva de genul benzină. Așa, benzină 1.6. 46.000 de kilometri. Kilometri de altă revizie de reprezentanță v-am văzut pe vară noi. Este albă, arată ok. Deci vreau să-mi spuneți și mie o mașină cu un proprietar, cu 40.000 de kilometri, este Euro 6 din câte cred eu la acest an de fabricație, să zicem că o scos la un 9.500 de euro. E o mașină cu care nu vei avea probleme sau bătăi de cap. Dacă bugetul tău în momentul de față este de 10.000, 11.000 de euro, nu știi ce să-ți iei, nu vrei să-ți iei o mașină nouă pentru că la banii ăștia nu să-ți iei decât un Logan, care nici măcar nu e full. Să-ți iei o nemțoaică, poate nu vrei, poate au kilometri, poate vrei un an de fabricație mai bun, poate vrei Euro 6, poate vrei benzină, poate nu vrei turbo, vrei totuși să fie relativ spațioasă, să mai pleci într-un concediu, sau poate nu te interesează atât de mult mașinile și vrei o mașină care să te țină, cu costuri mici, să aibă ceva spațiu și ceva dotări. Asta e mașina pentru tine. Deci este, din punctul meu de vedere, cea mai bună alegere pe care poți să o faci la momentul de față. Eu întotdeauna, cum să spun, sunt fan simplitate, îmi place domeniul financiar, îmi plac banii, îmi plac ofertele bune, îmi place domeniul auto și eu cumva vreau să le adun pe toate într-un singur loc. Mi-a plăcut foarte mult Honda până când au început cu motorizările acestea turbo de 1.0 în 3 cilindri. Nu mai îmi place atât de mult Honda. Honda modelele vechi îmi plac foarte mult, însă acum nu mă mai dau pe spate. Orice producător care își revine la realitate, în ghilimele, dacă un producător nemțesc brusc peste noapte face un model exemplar
și merită banii și aud lucruri bune, citesc lucruri bune, eu o să-l recomand. Dacă un producător foarte bun, precum Toyota, brusc o să facă o motorizare foarte slabă, deși sunt șanse destul de mici, eu o să zic, bă, nu mai discut de Toyota, că uite, s-au prostit. La momentul de față, pentru că eu chiar consider că e o ofertă foarte bună, arată bine, e simplă, costuri mici, asta este mașina de care ai nevoie. Și după cum poți vedea, sunt destul de multe, uite, încă una. 2018, 22.000 de kilometri, kilometri real de la Hyundai din reprezentanță, 11.000 de euro. Ce mașină ții tu cu 11.000 de euro, cu 22.000 de kilometri din 2018, Euro 6? Zic eu, niciuna. De banii ăștia nu ți-ai nici măcar o Fabia. Ți-ai o Fabia cheală, nouă. Îți iei un i20 chel, îți iei un Logan cu ceva dotări, îți iei un Renault Clio mai chel, nu prea ți-ai cine știe ce. Îți iei un Suzuki Swift chel, îți iei un Suzuki Ignis chel, care arată oribil și foarte plasticos. Și cam atât, dar ăla nu-s mașini. Aia nu e, n-ai spațiu. Motorul e foarte mic, n-ai dotări. Ataca garanție mai mare și e nouă. Dar și asta e tot nouă. Are garanție în continuare. Mașinile Hyundai au garanție 5 ani fără limită de kilometri. Asta are tot ce poți să-ți dorești. Singura condiție este să fie verificată bine, să n-aibă vreo avarie nasoală, că se practică în România. 14.000 de euro, benzină 1.6, 41.000 de... Asta arată mai bine, dar nu știu de ce cer așa mult. Fie mai multe dotări, fie al nivel de echipare. Arată bine. Asta e 37.000 de kilometri, 1.6 benzină, 2017. Deci, cine își dorește o mașină bună, asta trebuie cumpărată. Eu să fiu sincer, dacă aș căuta o mașină nouă în secunda asta pentru mine, mi-aș lua exact și, sincer, dacă mă gândesc bine, n-ar fi rău să dau Sonata peste un an să-mi iau și o din asta așa de tăvăleală, că e practică și e nouă. Deși nu sunt eu cel mai mare fan al cutiilor automate, la cât umblu în stânga, în dreapta și stau la telefon și am căști, prefer o mașină cu o cutie automată. Dar pentru cine nu vrea o cutie automată sau cui nu-i pasă de o cutie automată, asta este cea mai bună opțiune. Și după cum puteți vedea, sunt puține. Una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mașini sunt toate pe Autovit de vânzare, deci vă dați seama că sunt puține. De asta multă lume uită de acest model sau nu este luat în seamă, dar eu l-am văzut și consider că este ceea ce trebuie. Aștept mai jos părerea voastră, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.